Hristos a înviat și la mulți ani, doamnelor, domnilor! Sunt Andrei Victor Dochia, mă bucur să vă spun de sărbătoarea Învierii Domnului. Bun venit la Universul Credinței, emisiunea de actualitate religioasă a televiziunii române. Astăzi, Hristos, viața noastră, a biruit moartea, iadul și pe diavolul, ne spun părinții bisericii. Astăzi ni s-au deschis porțile raiului și ale împărăției cerurilor. Astăzi, îngerii se bucură împreună și preamăresc pe Dumnezeu. Este o zi a luminii și a bucuriei. O zi pe care televiziunea română o sărbătorește ca în fiecare an alături de dumneavoastră. Aseară, prin intermediul transmisiunii noastre directe, v-ați împărtășit din lumina cea sfântă și sfințitoare a Învierii Domnului. Iar acum, Marele Prasnic continuă aici, la Universul Credinței. Vă propunem o ediție specială de sărbătoare, care va avea în centru minunea Învierii din morțea Mântuitorului la 3 zile după ce a pătimit pentru păcatele omenirii pe crucea Golgotei. Reportajele, interviurile și documentarele colegilor mei vă vor ține, ca de fiecare dată, conectați la Universul Credinței. Vom începe cu un gând asupra Evangheliei acestei duminici pascale. Urmează editorialul semnat Răzvan Bucuroiu. Hristos a înviat. Faptele apostolilor citite astăzi în biserică ne pun în fața ochilor modul în care Iisus cel înviat a stat între apostolii săi vreme de 40 de zile la Ierusalim, poruncindu-le acestora să nu părăsească cetatea pătimirii sale. De ce această poruncă? Deoarece promisiunea trebuia îndeplinită, pogorârea Mângâietorului, adică a Duhului Sfânt. Apostolul Pavel amintește limpede cuvintele Domnului. Citez: Ioan a botezat cu apă, iar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt nu mult după aceste zile. Așadar, plinirea vremii pentru apostolii fideli era gata, toate se derulau conform voinței divine, Hristos își îndeplinise rolul mesianic. Urmau la rând ei, apostolii, să scrie paginile glorioase din istoria mântuirii, urma ca ei să-și dea viața pentru Evanghelie, urma ca ei să cuprindă întreaga geografie cunoscută a lumii de atunci cu vestea cea bună a Învierii Mântuitorului. Iar acesta le-a vorbit așa, citez: veți lua putere venind Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori mie în Ierusalim și în toată Iudeea și în Samaria și până la marginile pământului. Așadar, nici o clipă Sfânta Treime nu părăsește făptura creată și mult iubită, omul. După întrupare, răstignire, înviere și ridicarea la cer a lui Iisus Hristos, a venit rândul Duhului Sfânt să preia funcția sfințitoare și mângâietoare. Intrăm practic în perioada Penticostalului, care durează până la Rusalii, adică 50 de zile de bucurie necontenită în siajul învierii și care prefațează pogorârea Duhului Sfânt. Așa purtare de grijă, asemenea asistență divină, continuă și implicată, atâta grijă părintească pentru noi, oamenii, numai Dumnezeu o putea avea. Însă ne purtăm noi cu adevărat ca fii ai Lui? Vă propun acum în această ediție specială de sărbătoare Învierii Domnului să urmărim câteva mesaje pascale pentru credincioșii greco-catolici și neoprotestanți. Ne aflăm în pragul unei mari sărbători creștine. Biserica creștină după Evanghelie din România se bucură de acest eveniment, retrăiește aceste momente ale jertfirii Mântuitorului nostru în locul nostru. Ne bucurăm de tot ceea ce a făcut Mântuitorul nostru în planul desăvârșit al lui Dumnezeu, în Fiul Său, jertfindu-L pentru noi, pentru noi păcătoși. Noi, în aceste zile, suntem plini de recunoștință față de Dumnezeul nostru, care ne-a dus această iertare, această binecuvântare, în a fi împărtășie cu El datorită jertfei Fiului Său, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. De aceea, nu doar că ne bucurăm, dar jubiliem pentru momentul frumos pe care îl putem avea cu toții, aceea de a ne aduce aminte de faptul că Domnul nostru, Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, este viu în vecii vecilor. Sărbătoarea aceasta este o sărbătoare a speranței, o sărbătoare a bucuriei, o sărbătoare a perspectivei noastre, ca și credincioși, ca și copii al lui Dumnezeu. Este o sărbătoare a dedicării, poate chiar a rededicării pentru unii, a dorinței noastre și în anul acesta
să trăim mai frumos, mai dedicat pentru slava și pentru gloria lui Dumnezeu. Trăim zile destul de delicate, în care nu știm încotro va apuca cursul lumii, dar ne bucurăm de faptul că avem de partea noastră un Mântuitor care este viu în vecii vecilor. Vă dorim sărbători pascale binecuvântate și mâna și harul lui Dumnezeu să fie cu noi toți și în anul acesta. Fiți binecuvântați! Hristos e viu! Dragi credincioși români de pretutindeni, sărbătoarea morții și învierii lui Iisus Hristos reprezintă un moment fundamental în calendarul spiritual al umanității. Ea ne amintește că, deși înțelepciunea omenească nu poate cuprinde tot planul lui Dumnezeu, El a fost mereu implicat în creație cu scopul de a împăca omenirea cu sine. Oamenii au încercat să-L întroneze pe Iisus ca împărat pe pământ, dar Iisus a devenit regele nostru al tuturor nu datorită minunilor sale, ci datorită jertfei sale, confruntând moartea și biruind-o pentru totdeauna. Deși moartea lui Iisus a reprezentat cea mai mare nedreptate săvârșită de omenire și o pierdere fără egal, această moarte a adus omenirii cel mai mare câștig și o binecuvântare eternă. Tot ce s-a întâmplat în săptămâna mare a fost după planul lui Dumnezeu. Nimeni nu ar fi putut să-i ia viața sau să-i facă vreun rău cât de mic. El a îndurat toate patimile în mod voluntar, din dragoste pentru noi. Moartea și învierea Domnului Iisus capătă semnificație prin faptul că se reflectă în destinul fiecărui credincios care își pune încrederea în lucrarea răscumpărătoare a lui Hristos. De 2000 de ani, El continuă să ofere viață și speranță celor care prin credință devin copii ai lui Dumnezeu. La această sărbătoare binecuvântată, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru Fiul Său și pentru viața nouă pe care ne-a dăruit-o. Hristos a înviat! Sărbătoarea Paștelui este perioada din an în care ne amintim într-un mod mai special de lucrarea pe care Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul, a venit să o facă pentru noi. El, Dumnezeu adevărat și om adevărat, a fost țintuit pe lemnul crucii la Calvar pentru ca astfel să plătească prețul răscumpărării pentru fiecare dintre noi. Moartea Lui face posibilă iertarea păcatelor noastre, eliberarea noastră de sub puterea lui Satan și incorporarea noastră în minunata familie a lui Dumnezeu. Într-adevăr, trupul Său a fost pus într-un mormânt, însă moartea nu L-a putut birui. A treia zi după Scripturi, El a înviat. Femeile care s-au dus dis de dimineață la mormânt au fost întâmpinate de un înger care le-a spus: "Nu este aici, ci a înviat. Iisus Hristos este viu în vecii vecilor, pentru că El este Dumnezeul atotputernic." Învierea Lui este o garanție a învierii noastre celor care ne încredem în El ca Mântuitor personal. Învierea Lui face posibilă viața nouă, viața din belșug, viața veșnică pe care Dumnezeu vrea să o ofere tuturor celor care se întorc către El cu credință și pocăință. Învierea Lui ne umple inimile de bucurie, ne oferă speranță și ne ia orice teamă. Hristos a înviat! Iubiți credincioși, pentru creștini ridicarea din întunericul dezolării, al păcatului și al morții este posibilă numai prin răscumpărarea jertfei lui Iisus. Nimic bun nu se primește de la sine, nu se obține doar prin forțele proprii, iar dacă binele ne ajunge din urmă, ar merita să fim recunoscători, fiindcă El ne este acordat. Orice lucru bun este investit de prezența vie a Domnului și are asigurată de principiu roada harului. Binele e ca într-un spic de grâu, se multiplică într-un fel de la sine, iar viitorul rămâne legat de prezent. În zilele noastre, din cauza confortului și divertismentului, sensul sărbătorii se sustrage înțelegerii sufletești. Ne marginim cu ușurință la festivism, ori viața noastră de zi cu zi nu se întâmplă numai atunci când pofta de paradă ne vădește miza deșartă. În plus, credința în înviere și bucuria de a fi copii ai lui Dumnezeu sunt mult mai mult
decât conformismul religios sau gustul îndoielnic față de o anumită idee de tradiție. Ca oameni credincioși, nu suntem chemați să facem lucruri bune, fiindcă ne-ar fi mai comod sau am găsit mai ușor cheful de a le împlini. Lucrurile de valoare au întotdeauna un preț de jertfă din perspectiva credinței, chiar și atunci când totul pare potrivnic, omenia, caracterul, le mărturisim prin a rămâne consecvenți Spiritului lui Isus. Avem și azi la îndemână dreptul de a trăi în Hristos, în orice circunstanță, de a nu ceda ispitei renunțării, de a continua să fim frământătură pentru viitor. Sub semnul acestor gânduri pascale, să cerem harul păcii și să mergem înainte cu încredere. Hristos a înviat! Tuturor pace și bine! Este ziua învierii, sărbătoarea bucuriei și a familiei, împreună slujirii și a rugăciunii, zi în care, mai mult decât oricând, trebuie să ne împăcăm și să ne iubim unii pe alții, așa cum ne învăță Părintele Cleopa, să ne sărutăm duhovnicește frate cu frate pentru că am dobândit iertarea și mântuirea prin înviere. Acestor îndemnuri ale marului monah și duhovnic le alăturăm și pe cele ale întâi stărătorului Bisericii Ortodoxe Române. Doamnelor, domnilor, iată mesajul de binecuvântare al preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Hristos a înviat din morți. Învierea din morți a Domnului Iisus Hristos cel răstignit este adevărul central al Sfintei Evangheliei și al credinței creștine ortodoxe. De aceea, pe coperțile exterioare ale Sfintei Evangheliei se află imprimate icoana răstignirii și icoana învierii lui Hristos. Timp de 40 de zile, de la Paști până la Înălțarea Domnului, se cântă în biserică troparul Sfintelor Paști și se adresează salutul pascal: Hristos a înviat, adevărat a înviat. Învierea Domnului este sărbătoarea iubirii smerite și milostive a lui Hristos, cel ce a învins ura, violența și moartea, dăruind oamenilor viață veșnică. De aceea, Sfintele Paști sunt sărbătoarea iertării, a păcii și a bucuriei. În aceste zile de sărbătoare, să împărtășim celor din jurul nostru, prin cuvânt și fapte, iubirea, pacea și bucuria lui Hristos, mai ales copiilor, orfani, bolnavilor și bătrânilor, precum și românilor aflați printre străini. Sfintele Paști să vă aducă tuturor în suflet și în case lumina și binecuvântarea lui Hristos cel înviat, cu sănătate, fericire și mult ajutor în viață. Hristos a înviat, adevărat a înviat! Sub genericul Catolica, Ciprian Dumea ne invită să descoperim locuri, oameni și evenimente din viața comunităților catolice din țară și din străinătate. Astăzi vom cunoaște un loc de pelerinaj foarte îndrăgit de la noi din țară. Despre ce anume este vorba, mai exact, vom descoperi în rubrica semnată de Ciprian Dumea. Sumuleu Ciuc este locul care atrage an de an sute de mii de vizitatori. Fie că sunt pelerini fideli, fie că sunt călători sau pur și simplu curioși, cu toții vin aici atrași de cele auzite. Fie referitor la pelerinajul ce are loc anual aici, în ajunul rusaliilor catolice, fie referitor la statuia făcătoare de minune a Maicii Domnului din Bazilica Franciscanilor Minoriți. Și pe drept cuvânt, aceste lucruri sunt cât se poate de reale.
iar locul este foarte animat, nu doar cu ocazia pelerinajului, ori de marile sărbători. Aici, în bazilică, zilnic se celebrează două sfinte liturghii, iar în zilele de sărbătoare, locul trezește cu adevărat sentimente puternice pelerinilor, care, mulți dintre ei, din cauza numărului mare, sunt nevoiți să asculte Sfânta Liturghie din afara bazilicii sau din alte spații auxiliare ale mănăstirii. Dar chiar și într-o zi obișnuită, sute sau chiar mii de pelerini sau turiști din țară sau din afara granițelor țării trec pragul bazilicii pentru a se ruga Maicii Domnului sau parcurg drumul anevoios spre altarul de vară din inima pădurii pentru a experimenta măcar parțial ceea ce trăiesc aici pelerinii în ajunul rusaliilor catolice. Noi, călugării franciscani, întotdeauna organizăm acest pelerinaj pentru creștinii catolici, pentru toți cei care cred în Bunul Dumnezeu. Sfânta Liturghie însuși este o liturghie catolică, nu este ceva care aparține doar maghiarilor, cum ar veni. Deci sunt chemați toți creștinii pentru a se ruga de rusalii. Adevărul este că mulți din această zonă care sunt secuși sau retras în timp în alte țări peste ocean și ei ca și copii ai secuilor care au făgăduit că în fiecare an în sâmbăta rusalilor vor veni aici la Șumuleuciuc, ei vin acasă ca să trăiască ceea ce au promis strămoșilor, adică că vin în această sâmbătă să se roage, să mulțumească Bunului Dumnezeu că au rămas fideli credinței catolice și cer acest lucru în continuare, adică să trăim în credința catolică și să rămânem fideli și să trăim în virtuțile strămoșilor noștri. Întotdeauna noi astfel organizăm acest pelerinaj pentru toți cei care vor să vină la Șumuleuciuc. Deși la prima vedere cele două evenimente ce animă viața pelerinilor de la Șumuleuciuc par a avea o legătură originară, trebuie specificat că acestea au avut origini și parcursuri diferite, dar cu timpul, mulți dintre pelerinii care vin la Maica Domnului au adoptat și pelerinajul de rusalii, la fel cum cei mai mulți dintre participanții la liturghia de rusalii coboară la sanctuar pentru a-i mulțumi Maicii Domnului. Aș putea să spun că sunt două tipuri de pelerinaje. Este un pelerin care vine chiar și în timpul săptămânii, în timpul anului, să viziteze sanctuarul Maicii Domnului de la Șumuleuciuc, să se întâlnească cu mama noastră cerească prin statuia Maicii Domnului de la Șumuleuciuc. Și sunt pelerini, da, o masă foarte mare, sute de mii, care ajung în sâmbăta dinainte de rusalii pentru a cere de la Bunul Dumnezeu acest har ca să trăiască în credința strămoșilor și să trăiască virtuțile strămoșilor. Dintre ei mulți intră în biserică, alți oameni nu intră în biserică să se întâlnească cu Fecioara Maria. În același timp sunt și oameni care sunt doar turiști. Ei vine să vadă ceva frumos, ceva despre ce au auzit și e frumos când îi întâlnim pe acești turiști care se întorc cumva ca și pelerini acasă. Adică și-au dat seama că este ceva mai mult decât ceva frumos aici. Este ceva dumnezeiesc care vine de la Bunul Dumnezeu. Așadar, în fiecare an, aici au loc mai multe evenimente ce atrag sute de mii de pelerini, însă cele mai importante rămân cele dedicate hramului Bazilicii, vizita Sfintei Fecioare Maria la verișoara sa Elisabeta, care are dată fixă la 31 mai, și sărbătoarea rusaliilor catolice, cu dată variabilă în funcție de data Paștelui, ocazie cu care au fost prezenți, după estimările autorităților, peste 300 de mii de pelerini în anul 2023, ceea ce face din acest loc unul dintre cele mai mari locuri de pelerinaj din Europa. Doamne, ajută-ne să rămânem statornici, fideli credinței strămoșilor noștri și în virtuțile strămoșilor noștri. Vă așteptăm cu toți să ne putem ruga împreună în această zi de sărbătoare de rusalii la Șumuleuciuc. Pentru a se putea bucura astăzi de învierea cea minunată a Domnului Iisus Hristos, credincioșii au parcurs o săptămână a patimilor, o săptămână a rugăciunii și a lacrimilor la prohodirea Mântuitorului Lumii. Au mers pe drumul crucii, au urcat muntele cel sfânt al Golgotei, s-au închinat la crucea pătimirii sale și au coborât alături de el în mormântul întunecat pentru a primi în cele din urmă lumina sfântă a învierii Domnului.
Pentru al 18-lea an la rând, Sfânta Lumină a fost adusă de la Ierusalim cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. A fost ca de fiecare dată o mângâiere pentru credincioșii care în acest an, la fel ca și în pandemie, nu au putut merge în pelerinaj în Israel din cauza situației politico-militare tensionate. De la aeroportul Henri Coandă, Sfânta Lumină a fost împărțită delegaților eparhiilor pentru a fi dusă în lăcașele de cult din întreaga țară. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a întâmpinat Lumina Sfântă la Catedrala Patriarhală și a împărțit-o credincioșilor la slujba utreniei învierii din Noaptea Sfântă a Învierii Domnului. Amintită pentru prima oară în secolul al IV-lea, Lumina Sfântă care se pogoară peste Biserica Sfântului Mormânt de la Ierusalim a fost pricină de vehemente contestări, dar și reazem și întărire în credința ortodoxă. Pentru că numai în urma rugăciunilor Patriarhului de la Ierusalim, care intră singur în capela Îngerului, Lumina Sfântă a Învierii își face simțită prezența eterică. Mai întâi ca un licăr subtil, apoi ca o flăcăruie plăpândă albăstrie, apoi ca un mic torent luminiscent ce se revarsă peste piatra de mormânt, iar la final, sub formă de fulger domol care aprinde candela și mănunchiul de lumânări din mâna Patriarhului. Fenomenul acesta miraculos este pe cât de delicat, pe atât de spectaculos, pe cât de vânat de camerele de filmat, pe atât de misterios, pe cât de contestat de alții, pe atât de adorat de cei prezenți, între care arabii creștini reprezintă o categorie aparte. Gălăgioși și vehemenți în manifestarea credinței, hotărâți și neclintiți, acești creștini nu au putut fi ținuți deoparte nici măcar în timpul pandemiei, când prezența lor a fost drastic diminuată, dar nu anulată. Iar pentru credincioșii veniți din toate zările lumii, tocmai pentru a surprinde evenimentul luminiscent, reacția este una de uluire, de bucurie nemărginită, de ezitare între a filma, fotografia în continuare sau a se bucura de ceea ce văd și trăiesc nemijlocit. Peste tot și toate însă rămâne uriașa bucurie a învierii trăită pe viu, ca pendulare între bezna mormântului și lumina soarelui, între haos și ordine, între rost și zăpăceală, între speranță și deznădejde. Lumina care sparge toate tenebrele, care fisurează logica morții și masivitatea iadului, care întoarce suflete și înviază trupuri. Lumina care tremură de emoția vestirii la care este chemată. Lumina care strălucește, dar nu arde. Lumina care se arată unora într-un fel, altora într-alt fel. Lumina care a fost pusă sub obroc și care s-a preschimbat în fulger mânios. Lumina care a fost bănuită de fals grosolan. Lumina jucăușă, care nu sperie, ci atrage. Pentru cine a fost prezent în Sâmbăta Mare în Biserica Sfântului Mormânt, adevărata minune, pe lângă cea a Luminii Sfinte, este faptul că nu s-a întâmplat niciun accident serios, nicio tragedie de atâtea sute de ani. Tot acel periculos și nesupravegheat joc pirotehnic practicat de mii de oameni într-o înghesuială de nedescris nu are marcat în cont nicio defecțiune, niciun dezastru, așa cum se întâmplă adesea cu mulțimile mari de oameni dezlănțuiți. Inclusiv aici se arată un alt tip de ordine suprafirească, supranaturală, supramundană. Mai este ceva. Dacă Dumnezeu a îngăduit o asemenea mângâiere pentru ortodoxi, atunci să nu ne trufim, nici să-i disprețuim pe alții, ci să ținem cont că Hristos vorbește cu fiecare în parte, că El se arată în felurite moduri, că El este prezent în viața creștinilor care îl caută, îl iubesc, îi se închină. Că taina creștinătății este mare și variată, viu colorată etnic, cuprinzătoare geografic, profundă în finalitatea ei subtilă. Hristos a murit și a înviat pentru toți oamenii. Fiecare pământean poate înțelege asta. Mesajul este absolut universal. Căci universală era și teama de moarte, de tenebrele ei dosite înțelegerii umane, de misterul ei rece, impenetrabil. Iar acum mesajul este unul simplu și direct. Nimeni nu moare cu adevărat definitiv, ci doar
adoarme, visează și se trezește. Iar lumina este chezășie pentru asta. Sărbătoarea Sfintelor Paști este o pregustare sau o arvună a bucuriei veșnice și a luminii neînsărate din împărăția cerurilor, din Ierusalimul Ceresc. În noaptea de înviere, creștinii se bucură de o stare harică deosebită. Despre înțelesul tainic al învierii Domnului ne va vorbi în minutele următoare părintele profesor Gheorghe Holbea în rubrica noastră de astăzi, Înțelesuri creștine. Sau Paștile este sărbătoarea, cum spunem noi în imnurile creștine, sărbătoarea sărbătorilor. Este cea mai mare sărbătoare creștină și încununarea tuturor. De ce? Pentru că ea ne dă răspuns la o întrebare care ne frământă pe fiecare dintre noi, și anume, dacă totul sfârșește în moarte, atunci totul este deșertăciune și în același timp ne dă răspunsul la întrebarea esențială și frica noastră esențială, care este moartea. Moartea, iată, este devine pentru noi o punte de trecere între viața de aici și viața de dincolo, pentru că Paștele tocmai acest lucru înseamnă trecere. În Vechiul Testament, atunci când ne amintim de mielul pascal, despre trecerea evreilor prin Marea Roșie, Paștele a devenit sărbătoarea trecerii din starea de robie egipteană la starea de libertate. Dar în același timp, Paștele, mai ales în noaptea pascală, atunci când rostim în cadrul utreniei cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur, în care exclamăm triumfător, unde ți este moarte boldul, unde ți este iadule biruința ta, a învia Hristos și moarte nu mai este. Și atunci înțelegem că dacă merită să ne naștem, merită să ne naștem numai în lumina învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Pentru că alminteri ne naștem spre a muri, iar pentru cei care nu cred în înviere este o plonjare prin moarte în neant, în nimic. Or, Mântuitorul Iisus Hristos este cel care deschide această poartă, și anume partea vieții celei veșnice. Sfântul Apostol Pavel, de altfel, pune această problemă, și anume atunci când ne avertizează spunând că noi, cel ce și-a pus nădejdea în Hristos numai pentru viața aceasta, este mai vrednic de plâns decât cel din urmă dintre oameni. De ce? Pentru că viața aceasta, oricum vrem noi sau nu vrem să înțelegem sau să recunoaștem, este trecătoare. Viața aceasta, așa cum spunem noi în slujba mormântării, la un moment dat, mai ales gândindu-l la cei care au trecut în viața de dincolo, părinți, bunici, strămoși, este umbră și vis. Și atunci, fără dimensiunea vieții veșnice, așa cum spune Ecleziastul, toate sunt deșertăciune, pentru că oricât le-ai însuma, cum spunem noi în Ideumele, deșertăciuni sunt toate cele omenești câte nu rămân după moarte. Și bogăția nu merge cu noi,
slava, mărirea și toate celelalte nu merg cu noi. Deci oricât le-am însumat toate aceste elemente care sunt ale vieții noastre, care sunt efemere, au ca sumă tot efemerul, tot deșertăciunea. Și atunci Sfântul Apostol Pavel ne avertizează spunând că noi nu ne punem nădejdea în Hristos numai pentru viața aceasta, ci ne punem nădejdea în Hristos tocmai pentru viața veșnică. De asemenea, mai pune și o întrebare. Dacă Hristos n-ar fi înviat, zadarnică este credința voastră, zadarnică și propovăduirea noastră, suntem încă în păcatele noastre și în moarte. Dar Hristos a înviat făcându-se începătura celor adormiți. Deci învierea Mântuitorului Iisus Hristos este pentru noi poarta care se deschide spre viața veșnică. Acum a venit momentul să ne împărtășim din bucuria lecturii. Lucia Toader ne invită să urmărim cartea de duminică. Pentru că suntem într-un timp al sărbătorii și într-o frumoasă perioadă de primăvară, am ales la cartea din duminica de astăzi un volum reeditare a Ghidului Mănăstirilor din România, volum publicat de editura Sofia. În prefața volumului ni se precizează că proiectul a început în anul 2009 și este un proiect colectiv semnat de Gheorghiță Ciocioi, Amalia Dragne, Diana Cristina Vlad și Mihaela Voicu. Cel mai cuprinzător ghid al mănăstirilor din România este Rodul căutărilor celor care l-au semnat. Citesc din volum. Cine și-ar fi putut închipui, de pildă, că în mijlocul Bărăganului, la Frățilești Sudiți, există o ctitorie monahală în cel mai splendid conac de la noi din perioada interbelică? Proprietarul conacului, devenit astăzi mănăstire, agronomul ardelean Aurelian Pană. Așadar, un demers curajos, îndelung elaborat, care prezintă peste 600 de lăcașuri monahale ortodoxe. Un ghid accesibil tuturor celor interesați, însoțit de o hartă a schiturilor și mănăstirilor din România. Așadar, într-o zi de duminică, într-o zi de sărbătoare, avem acum acces la un ghid al schiturilor și mănăstirilor care poate ne convinge să ne punem pe drumuri, ca să ne cunoaștem mai bine și ca să ne cunoaștem identitatea națională. Suntem la librăria Sofia și am bucuria să l-am alături de mine pe domnul Gheorghiță Ciocioi, filolog și traducător. Hristos a înviat, domnule. Adevărat a înviat. Avem aici în față ghidul mănăstirilor din România. Poate este neobișnuit ca într-o zi de Paști să vorbim despre un ghid, dar m-am gândit că poate oamenii în aceste zile sunt dornici de călători. Merg la mănăstiri, exact. Da. Cum a venit ideea ghidului și cum a fost conceput? În momentul în care mi s-a propus de către editura Sofia să mă ocup de acest ghid, plecând la drum după 6 luni de zile, pot să spun că am abandonat ideea și a fost nevoie de o echipă mai mare. Atunci s-au alăturat colegii mei, Amalia Dragne, Mihaela Voicu și Diana Vlad, cu care, spun așa, am împărțit țara și am realizat acest ghid. Și ca eveniment pentru acest paș, pot să spun că Ghidul Mănăstirilor România, în ediția aceasta îmbunătățită, cuprinde peste 800 de mănăstiri. De altfel, noi, românii, avem cele mai multe mănăstiri ortodoxe din întreaga lume. Spre exemplificare, în Rusia, în 2021 se aflau 541 de mănăstiri ortodoxe. În celelalte, Ucraina, Belarus și Basarabia noastră, considerată încă, să spun așa, ca făcând parte din Biserica Rusă, sunt alte câteva sute, sub 400 de mănăstiri. Deci este o idee frumoasă și pot să spun că acest ghid
cu ultimele îmbunătățiri. Numai în pandemie s-au născut, să spun așa, încă 100 de mănăstiri noi în Biserica Ortodoxă Română. S-au născut sau au fost reactivate. Și dau exemplu, numai acum, în acest an, am introdus, să spunem, mănăstirea Mirăuți, care este foarte, foarte importantă pentru noi, fiind prima mitropolie a Moldovei la Suceava. Iată, Arhiepiscopia Sucevei s-a gândit să o reactiveze. Este o mănăstire care între 1402-1522 a fost practic sediul mitropoliei Moldovei la Suceava. Aici au fost aduse moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, de la Cetatea Albă. Deci nu putea fi trecută cu vederea atât de ușor. În pandemie, în Arhiepiscopia Sucevei, de altfel, aproape 40 de mănăstiri au fost reactivate, fiind vorba de biserici vechi, anteriori mănăstiri, chiar și Mirăuții, în perioada Habsburgică, a fost un depozit militar. Toate aceste lucruri, cu aducerile la zi, cu stareții, cu îndrumările către drumurile, accesul, cu arhitectura, cu frumusețea aceasta a picturilor, rămâi uimit că nu doar în Bucovina, de pildă, întâlnești la Sucevița sau la Moltovița o pictură exterioară, ci și în alte părți, sau o pictură pe care altfel nu afli despre ea. În ghid, cititorul și cel călătorul poate afla și date, tot vorbeam de filologie, date inedite filologice. Dialogurile dimineții, în prezența maestrului Silviu Oravițan, au ajuns la final tocmai astăzi, în Duminica Pascală. De aceea, artistul face o reverență celor care l-au ajutat, l-au sprijinit și l-au inspirat în viața de artist creștin. Fiți atenți la cum arată roadele recunoștinței. Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a Dialogurilor Dimineții. Ne apropiem de finalul interviului maraton cu maestru Silviu Oravițan aici la Timișoara, în expoziția permanentă din Muzeul Național al Banatului. Aș vrea să-l întreb pe maestru care sunt persoanele, personalitățile care i-au marcat devenirea artistică. Ați cunoscut foarte multă lume. În primul rând, artiști care v-au sprijinit într-un fel, v-au înțeles, v-au încurajat, v-au acordat sprijinul lor, ceea ce nu e puțin lucru. Ați cunoscut și oameni înduhovniciți, ați putea să faceți așa o scurtă trecere în revista cel mai importante figuri care v-au jalonat îndelungată existența artistică. Am avut norocul să cunosc oameni formidabili, oameni care au însemnat, au lăsat dâre adânci în prin ce au făcut, fie că artiști, fie, mă rog, oameni care... Ai Duhului. De Duhului. Și aș începe prima dată, plecând eu din Ciclova, ne amintim de asta, cum căutând în dreapta și în stânga, m-a dus în am găsit colegii, să spun, care făceau același lucru, vorbesc de anii 60-65, deja când a dispăruse și luminile care mai apăruseră și deja se era la orizont o pâclă. Și atunci, mă rog, eu m-am mutat, am început la Lugoș, cariera Lugoș, care a însemnat o galerie de arte, care care a adunat cam tot ce este mai bun, devenind una dintre cele mai bune galerii din România. În care cei mai grei ani, în anii comunismului terminal. Când ochiul albastru era mai închis acolo, fiind într-un oraș mai... sau între deschis într-un oraș ca Lugoșul, oraș de tradiție serioasă, culturală, românească, așa că înainte de unire era un... nici nu știi ce era, un dor cultural, o... naționalist, o să închidă o Românie care se profila deja în granțele României mari. A existat
rândurile, personalități culturale. Dar cine a trecut pragul acestei galerii pe care ați girat-o atâția ani de zile? Care sunt numele cele mai importante care au pășit pe poartă? Începând de la maestri, Baba, Ciupe, mă rog, trecând la Pacea, Alin Gheorghiu, așa, pictor de primă referință, după aia la colegii mei și acum cu care ne-am înțeles și ne-am, știu, consfătuit în ceea ce făceam, ușor subversiv, în sensul că subversiv, că noi ne ocupam de ce trebuie, pe când gâfăia festivalurile Cântare României de... Așa? Arta cu tendință, ca să spunem așa. Și de un patriotism care, mă rog, nu realismul știu, socialist. Pe de suprafață, așa, da. Super, cred eu. Și atunci l-am întâlnit acolo pe Bernea, pe Sorin Dumitrescu, care a fost de mai multe ori la Lugo și a făcut expoziții personale, chiar am făcut niște lucruri comune. Ciubotaru, Pleșu și Andrei Pleșu și-a ținut prima conferință acolo după ce a fost, în ghilimele, exmatriculat de București cu... Exilat la Toscana. Da. Și a ținut niște conferințe remarcabile acolo despre patriotism de data asta, despre punând prin gura marilor clasici români, Caragiale, Eminescu și așa mai departe, Titu Maiorescu, adevărate ziceri despre patriotism și așa, care erau, care punea în evidență ridicolul zicerilor oficiale sau așa. S-a creat o bază de susținere serioasă acolo, ce înseamnă a devenit un nume, stăteau la coadă, să zic așa, în ghilimele, în București, să-și fac expoziție la lucruri care miraculos, în prima zi de expoziție se vindeau toate lucrările. Bine, la prețuri modice, un salar, dar era mare lucru pe vremea asta. Pe vremea aceea, sigur. Și a ajuns Lugoj un public de colecționari, care era de oameni simpli, medici, profesori, care mai plăteau și în rate. Entuziaști ai faptului artistic, foarte important. După aia am avut șansa să călătoresc, să întâlnesc... să obțin niște burse în străinătate, întâlnind oameni de cultură, oameni de până la... m-am expus la Paris, întâlnind oameni și iar oameni minunați acolo, colegi de aceeași generație sau mai mici decât mine, care m-au susținut, m-au întreținut acolo. Dar știu că la Paris l-ați întâlnit și pe Paul Barbaneagră și pe Sergiu Celibidache. La Paris am întâlnit intelectualitatea, care într-adevăr era o intelectualitate repere pentru intelectualitatea din România. Adevărate elite culturale. Elite culturale cu în jurul lui Monica Lovinescu, lui Paul Barbaneagră, Sanda Solojan, Celibidache, etc. Cu unii dintre ei m-a legat prietenii, cum a fost Sergiu Celibidache, care lungi consfătuiri cu el am vorbit despre... El era un maestru al fenomenologiei, așa, despre simbol, despre lumină, despre problemele care mă preocupau și îl preocupau și pe el. Mi-a și susținut foarte mult material. Am, mă rog, nu știu câte, să zic, 20 de 15 lucrări în colecția lui, care îmi făcea și o șurcoală, punea o răvița lângă nu știu ce aluminuri de secolul nu știu care, sau de vestice, sau lângă stampe japoneze sau indiene, sau știu că m-a pus lângă la Paul Klee, uite ce înseamnă, nu prea mergi lângă modern, știi, și așa mai departe, știi. Era o întreagă, mă leagă și cu dor vorbesc de Celibidache, că în ultimul timp chiar a vrut să, anutor a fost total, vrea să... să mă stabilizez, să fac un atelier, să lucrez acolo, în mijlocul lumii, în fine.
După aceea Barbă Neagră, care de la el am învățat cum pui Barbă Neagră la un intelectual ca un copil, așa, trebuie Barbă Neagră, trebuie să le iei ca pe un copil mare, în sensul să-ți entuziasma, să... dar de la el am învățat un lucru formidabil, că orice lucru făcut trebuie să aibă un început și un sfârșit, adică trebuie să aibă o... Important. Un fir clar roșu, un fir, nu roșu, un fir de expunere clar și cu mintea, rațiune, care e teza, care e antiteza, care... Regizorul din el și, da, și seria aia de filme, 12 filme cu arhitectura sacră, cu arhitectura sacră, Mircea Eliade în frunte, sunt formidabile. După aia nu mai vorbesc și cu oameni de aici, din Timișoara, prietenii cu Marcel Tolcea, cu un prieten din tinerețe care au scris despre mine și vorbeam cu Șerban Foarță. Neapărat mai vreau să spun, iar important a fost în introducerea mea în spațiul germanic, a profesorul Bima. Este executorul testamentar al lui Heidegger, un extraordinar savant german care a scris despre mine. M-a ținut venisajul de expoziția în Germania, m-a recomandat pentru Bunsa Humboldt. A venit la Timișoara să-mi deschidă expoziții. A fost un sprijin nemaipomenit. Maestre, aș avea o ultimă întrebare, dacă îmi permiteți. Ați cunoscut foarte multă lume, foarte mulți artiști, oameni ai spiritului. V-au ajutat, v-au influențat, v-au susținut. Dar dumneavoastră aveți ucenici? Mai vreau să spun despre un mare susținător de ultima asta, este profesorul Basarab Nicolescu de la Paris, mare fizician român, unul dintre cei mai mari intelectuali francezi la ora actuală, care a scris o carte despre mine, vorbind tocmai despre lumină și lumina și din punct de vedere al rațiunii, al explicației fizice, că Dumnezeu, și spune că Dumnezeu a tras puțin perdeaua și ne-a permis nouă să putem să întrezărim ceva. Să întrezărim ceva formidabil ce. Despre mine, dacă am ucenici, din păcate nu pot să spun că am, sigur că am ajutoare acum la bătrânețe, mă rog, mai greu mă pot urca pe schele sau având, parcă mai mult lucrez la vârsta asta, în sensul lucrări de artă monumentală, ca să vorbim mai târziu sau cu alte ocazii, de vitralele de la Mitropolie sau lucrările de la universitate. Deci mi-ar fi plăcut să am elevi, dar umblând pe mai multe cărări, în mai multe țări, timp, nu pot să spun că am o școală sau... Dar faptul că atâta lume vine și vizitează această expoziție este un lucru foarte bun și în mod sigur se vor ridica din aceste vizite ucenici care să vă continue într-un fel sau altul în cheie proprie opera. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu maraton pe care l-ați oferit televiziunii române. Mulțumim foarte mult pentru tot ceea ce faceți pentru noi ca artist și ca om al credinței. Mănăstirea Sfânta Maria Techirgiol își are începuturile în anul 1928, când primul patriarh al României, Miron Cristea, punea bazele unui sanatoriu pentru cler. În jurul acestui centru s-a înfiripat și prima obște de maici. Astăzi, viața duhovnicească a obștii monahale, mormântul părintelui Arsenie Papacioc și chilia sa, dar și prezența unei moderne baze de tratament balnear, fac din mănăstirea Sfânta Maria Techirghiol un loc căutat de tot mai mulți oameni. În minutele următoare, vă invităm să cunoașteți povestea acestui loc luminos, vizitat de o echipă a emisiunii noastre în preajma sărbătorii pascale. Adore me.
Monahii trăiesc învierea Domnului în fiecare zi, murind în fiecare zi și înviind în fiecare zi. Prin ascultare, prin împlinirea cuvântului starețului sau stareței, prin rugăciune, prin aprofundarea acesteia, prin deschiderea către tot cel ce-l caută în ajutor, și aceasta este o înviere de fiecare dată, pentru că nu putem să ne oprim doar la un moment temporal. Acum e învierea și atâta. Învierea este aureola operei Mântuitorului Iisus Hristos, prin care El a arătat cu adevărat că este Dumnezeu, spunea vrednicul de pomenire părinte Arsenie Papacioc. Mărturisitor al prigoanelor comuniste, preot și povățuitor la Mănăstirea Sfânta Maria din Techirghiol vreme de 35 de ani, duhovnicul de la Malul Mării, așa cum a fost supranumit, a amprentat acest loc cu Duhul Său Hristic plin de iubire, pace și bucurie. În lumina feerică a primăverii, grădina Mănăstirii Sfânta Maria Techirghiol s-a preschimbat în anticamera Raiului, cu o minunăție de flori multicolore, ciripit de păsări și duh de rugăciune. În mijlocul acestei frumuseți se înalță o bisericuță veche din lemn ce poartă hramul Adormirea Maicii Domnului. Bijuteria arhitecturii populare transilvane, locașul se integrează perfect în acest decor dobrogean compus din clădiri cu frumoase coridoare străjuite de arcade, placate cu piatră marină de Techirghiol. Corpurile mănăstirii găzduiesc și baza de odihnă și tratament Sfântul Mare Mucenic Pantelimon. Începuturile mănăstirii noastre, Mănăstirea Sfânta Maria din Techirghiol, au o legătură foarte strânsă cu ceea ce înseamnă Biserica Ortodoxă Română prin conducerea ei, adică prin Patriarhii României. Și astfel cunoaștem din Arhiva Sfântului Sinod că în luna mai a anului 1928, prin Arhiepiscopia Bucureștilor, Patriarhul Miron Cristea a cumpărat aici o vilă cu 16 camere, Vila Simon Constantin, și un teren de 2000 de metri care era în împrejurul acestei clădiri, cu dorința de a face aici un sanatoriu care să deservească preoții și familiile preoților, care aveau și nevoie de un spațiu care să se ridice la înălțimea hainei clericale pe care o purtau și să poată avea parte de un tratament după îndoiala propusă de Patriarhia Română. Și în 1932, tot Patriarhul Miron a mai cumpărat o vilă în continuitatea primei vile, Constantin Simon, de data aceasta cu 6 camere și încă 1000 de metri de teren. În 1938, deja locul este numit, are și schit, avea un paraclis în care maicile se rugau, făceau slujbele, iar în 1939 a fost delegat pentru sfințirea paraclisului schitului episcopul Veniamin. Și astfel așezământul acesta a rămas cunoscut ca așezământul schitul Sfânta Maria. Povestea bisericuței de lemn este tulburătoare. Având origini mureșene și datând din veacul al XVIII-lea, locașul de cult a fost mutat inițial în anul 1937 din satul Maiorești la castelul Pelișor de la Sinaia din dorința regelui Carol al II-lea. După ce monarhia a fost înlăturată în chip samavolnic de la putere, patriarhul Iustinian Marina a hotărât mutarea bisericuței de la domeniul regal de la Sinaia la Techirghiol. Resfințirea a fost făcută pe 15 august 1951 de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Interiorul locașului de cult este tainic. Cele 4 secole de existență ale bisericuței stau mărturia a statorniciei credinței autentice. Chipurile sfinților și scenele biblice reprezentate pe pereții micii nave reflectă profunzimea trăirii artiștilor populari români. Picturile sunt datate de la mijlocul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea. Monument cu o valoare inestimabilă, bisericuța a fost restaurată în anul 2012, ulterior devenind muzeu. Bisericuța are specificul unei biserici transilvane, este într-un format dreptunghiular și poartă foarte multe însemne ale artei populare,
cum ar fi funia care înconjoară bisericuța, elemente rotunde care reprezintă soarele, figuri geometrice, toate acestea țin mai mult de partea arhitecturală așa vizibilă. La a doua strămutare a ei, de la Sinaia la Techirghiol, biserica suferă din nou o transformare și devine din biserică mureșană, Marea Mureșană, pentru că îi se adaugă un pridvor sculptat frumos în partea opusă a intrării și îi se adaugă și turla înaltă de 16 metri, turla clopotniță. Și într-un fel pierde și urma bisericuței de la Sinaia, pe care cei care nu iubeau regalitatea căutau totuși să scape de urmele ei. Și cum vă spuneam, bisericuța nu numai că a fost salvată, dar și salvat sanatoriu. Pentru că sanatoriu preoțesc de la Techirghiol era foarte râvnit de către statul român în general. Și așa a putut să fie salvat prin aducerea bisericuței și unirea celor două. Deși a trecut prin nenumărate greutăți și neajunsuri, Mănăstirea Sfânta Maria Techirghiol s-a aflat în permanență sub protecția patriarhilor Bisericii Ortodoxe Române, care i-au purtat de grijă și au contribuit la dezvoltarea ei. Un moment important în destinul așezământului monahal a fost venirea aici, în anul 1968, a monahiei Semfora Gafton. Timp de 40 de ani, monahia Semfora a împlinit cu multă responsabilitate ascultarea de stareță, chivernisind viața mănăstirii cu multă pricepere, atât din punct de vedere administrativ, cât și duhovnicesc. Mănăstirea a fost transformată recent, a primit numele de mănăstire în 1995, întotdeauna cu titlul de Savropighie, chiar dacă la început ținea de Arhiepiscopia Bucureștilor, iar astăzi ține de administrația patriarhală, dar totdeauna a avut o legătură cu toți întâi stătătorii Bisericii Ortodoxe Române, care și-au pus fiecare în timpul său amprenta pentru dezvoltarea și salvarea acestui așezământ. Creșterea numărului de maici după căderea regimului comunist, dar și a fluxul pelerinilor și al pacienților veniți la baza de tratament, au determinat-o pe venerabila stareță Semfora să pună bazele unei biserici mai încăpătoare. Impresionant prin dimensiune și frumusețe, locașul de cult a fost finalizat sub stăreția Stavroforei Lucia Roșu, aflată la conducerea Mănăstirii Sfânta Maria Techirghiol din anul 2008. În anul 2000, Preafericitul Teoctist a sfințit piatra de temelie și locul viitoarei biserici, dar lucrările au început abia în 2003 și s-au finalizat după 6 ani, în 2009, când Preafericitul Părinte Patriar Daniel a sfințit demisolul acestei biserici, punând hramurile Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, hramul istoric al așezământului, dar și Sfântul Proroc Moise, Văzătorul de Dumnezeu, un hram mai neobișnuit, după câte știm, singurul din țară. Este înaltă de 28 de metri, iar ca un element așa mai deosebit, îl reprezintă pictarea tuturor sfinților români în biserică, sfinți ierarhi, cuvioși, mucenici și mucenițe. De asemenea, un element tot așa mai deosebit pe care nu îl mai găsim momentan în alte biserici, sunt reprezentate de aceste cupole de sub turla Pantocrator, care reprezintă calendarul feminin, pentru că este o mănăstire de maici, de sfinte cuvioase și mucenițe. Purtând veșmântul smereniei, monahiile și preoții monahi de la Mănăstirea Techirghiol ascund profunzimea chipului lor duhovnicesc. Au înțeles măreția tainei chemării lui Hristos și își desăvârșesc această menire prin slujire și împlinirea făgăduințelor călugăriei, care sunt ascultarea, curăția și neagonisirea. Ceva din duhul acestei vieți tainice atinge discret însă și sufletul celui care se apropie de acest locaș. În momentul de față, mănăstirea noastră cuprinde obște de 31 de viețuitoare, conduse de Maica Stareță Stavrofora Lucia Roșu, iar slujitori suntem 3, eu ca duhovnic al mănăstirii, Părintele Arhimandrit Cleopa Nistor, administratorul bazei de tratament a Centrului Social Pastoral Sfânta Maria din Techirghiol,
și părintele irodiacon Macarie Vornicu, care plinește funcția de merceolog. Împlinim ascultările cele mai uzuale, cum ar fi atelierele de pictură și de tratamente fitoterapeutice, la bucătărie, îngrijirea spațiului verde, biserica și maicele care servesc sau deservesc centrul social pastoral, prin tratamente, la camere, la bucătărie, cantină și așa mai departe. Oamenii caută mănăstirile în principal pentru nevoile sufletului. La Techiriol însă găsesc remedii și pentru tămăduirea trupului. În atelierul de tratamente fitoterapeutice, ajutat de maici, părintele Luca produce diferite remedii naturale, ceaiuri din plante și din fructe ecologice, săpunuri preparate la rece, unguente, uleiuri, creme, siropuri și lumânări parfumate. Toate aceste produse pot fi comandate pe adresa mănăstirii sau se pot achiziționa de la Pangar. Ascultările maicilor de la Techiriol se concentrează și pe îngrijirea celor care vin la baza de tratament balnear Sfântul Mare Mucenic Pantelimon. Asistența medicală și proiectele sociale sunt coordonate de părintele arhimandrit Cleopa Nistor prin Centrul Social Pastoral Sfânta Maria. Bazele Centrului Social Pastoral Sfânta Maria s-au pus de către prea fericitul Părinte Patriar Daniel atunci când a fost înscăunat ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, mai precis în februarie 2008, atunci când cumva activitatea bazei de tratament s-a separat de activitatea liturgică și a ieșit în evidență cumva partea liturgică și partea administrativă, cea care se ocupă cu pacienții, cu cei veniți la tratament. Prima dată când s-a înființat acest centru de tratament a fost în 2000, când Maica Stariță Semfora, bătrâna, Dumnezeu să o odihnească, a dorit împreună cu prietenii mănăstirii să facă o bază de tratament. Nu era până atunci, cei care veneau aici apelau la sanatoriul mare, sanatoriul balnear de stat, și atunci în 2000 s-a făcut așa o reamenajare a camerelor de la parterul clădirii, care s-a cumpărat în 1928. După care în 2008, când am venit și eu aici, fiind numit administrator, atunci s-a îmbunătățit cu aparatură nouă, s-au modernizat toate acele spații din 2000 și astfel până în momentul de față noi putem trata în jur de 200 de pacienți pe zi. Avem o echipă formată din medic și 16 asistenți medicali și desigur până la 45 de persoane sunt cei auxiliari care întrețin tot ce se vede, tot spațiul de aici de la noi. Lacul sărat și nămolul tămăduitor de la Techiriol au constituit din cele mai vechi timpuri remedii de vindecare. Prima atestare documentară a stațiunii balneare datează din anul 1560, dar numele ei are legătură cu o legendă. Se spune că un ienicer turc pe nume Tekir a descoperit proprietățile miraculoase ale lacului după ce măgarul său a căzut în apele acestuia și s-a vindecat. Mărturii despre proprietățile tămăduitoare ale apelor gri vărgate de aici au fost consemnate de-a lungul timpului în multe documente. Baza de tratament Sfântul Mucenic Pantelimon a Mănăstirii Sfânta Maria este deschisă 11 luni pe an și poate oferi cazare și asistență medicală pentru un număr de până la 180 de persoane în fiecare zi. În cadrul Centrului Social Pastoral Sfânta Maria din Techiriol, baza de tratament Sfântul Pantelimon, pacienții pot beneficia de tratament balneofizical kinetic complex, compus din proceduri de fizioterapie, electroterapie, curenți de joasă, medie și înaltă frecvență, laser terapie, magnetoterapie, terapie cu ultrasunete, băi de sare și nămol sapropelic din lacul Techiriol, băi de plante, masaj regional și kinetoterapie.
La mănăstirea Techirghiol, vechiul și noul se îngemânează în chip fericit. Grădinile de aici sunt asemenea unor decoruri antice, cu coloane din piatră marină și pergole cu trandafiri. Aici îți poți potoli setea de la fântâna protejată de reprezentarea în bronz a Sfântului Mare Mucenic Pantelimon. În acest colț de grădină se află mormintele părintelui Arsenie Papacioc și al Stavroforei Senfora Gafton, cei doi stâlpi care au marcat destinele mănăstirii. Duhovnicul de la malul mării a trecut la Domnul în ajunul sărbătorii Sfântului Ilie a anului 2011 la vârsta de 97 de ani. La mănăstirea Techirghiol, părintele Arsenie și-a desăvârșit darurile duhovnicești vreme de 35 de ani. Dar până să ajungă aici, a fost încercat în pustie, în pușcăriile comuniste vreme de 14 ani și în asprimea vieții de călugărie. Părintele a ajuns în mănăstirea noastră în 1976 prin străduințele și instanțele Maicii Proinstarețe Senfora Gafton, starețe acestei mănăstiri de 40 de ani, și dânsul a fost un far de lumină pentru toți clericii, monahii și credincioșii, și a devenit foarte cunoscută prin prisma felului lui de a fi, care era un om foarte deschis, foarte cald, foarte primitor, foarte iubitor, lăsa totul ca să te primească. Chilia părintelui Arsenie devenită muzeu pare un loc încremenit în timp. Oamenii îi trec pragul și astăzi, căutând chipul blând cu ochii incredibil de ageri, cu barbă albă și lungă. Eu am trăit în frigidere, am trăit ani de zile nemâncat, schelete. Am trăit în pustic, când rânjeam lupul la 10 metri și nu rânjește să te muște lupul, să te mănânce. Și toate de-aștia, că n-aveai nicio pare decât cerul. Eu care am priceput glasul pădurii, așa, care e înfrățită cu tine, cu orice chip, singurul mijloc de apărare era pădurea. Un glas mut, care nu poți să te înșelecătești dacă ești într-o mare trăire. Așa, astea nu sunt niște minuni, că eu încă trăiesc de atâta suferință, că a fost groaznic. Dar ce vreau să vă spun? Mulțumesc Dumnezeu de suferințele ăștia. O mare binecuvântare mi-a dat Dumnezeu. Ani în șir, chilia părintelui Arsenie prefăcută în ușă de rai era neîncăpătoare pentru mulțimea celor care veneau de pretutindeni pentru binecuvântare, sfat și pentru a se împărtăși de înțelepciunea acestui mare duhovnic. Părintele Luca a fost unul dintre cei care i-au cerut și i-au urmat cu vrednicie sfaturile. În anul 2007, fiind student la teologie în anul întâi, am sosit cu sora mea și două amici ale ei la părintele Arsenie. Îmi aduc aminte foarte clar cum stăteam în antecamera părintelui și așteptam acolo să intru și era așa un aer foarte plin de bucurie. Ușa aceea când se întredeschidea, nu puteam eu să observ prea multe pentru că erau foarte mulți oameni și stăteau acolo așa mai îngrămădiți care să intre mai repede. Dar îmi aduc aminte că atunci când se deschidea ușor ușa, parcă deschidea un alt spațiu, ceva care era necunoscut pentru mine. În partea dreaptă a ușii părintelui era o icoană cu Maica Domnului, ce îl ținea pe pruncul Mântuitor în brațe, și icoana pe care am descoperit-o în anul următor la mănăstirea Dervent, care peste ani a ajuns să fie mănăstirea mea de metanie. Când am intrat, primul lucru cu care am relaționat au fost ochii părintelui. Erau foarte vii, foarte sinceri. Și aproape că am înghețat. Părintele m-a rugat să mă așez în genunchi, mi-a rostit o rugăciune și mi-a spus să rămân lângă inima plină de văpaia Maicii Domnului. Acest cuvânt am încercat să-l duc mai departe, urmându-i calea, intrând și o mănăstire, și binecuvântarea pe care astăzi o dau credincioșilor care vin în curtea mănăstirii noastre este Maica Domnului să fie inima ta. Părintele Luca Nicolcea, duhovnicul de azi al obștii de la mănăstirea Techirghiol, împlinește această ascultare din anul 2020. Chemarea monahală a simțit-o de tânăr. S-a închinoviat la mănăstirea Dervent după ce a lăsat în urmă cariera de dascăl.
Nu s-a gândit niciodată însă că va ajunge să slujească în obștea de la Techirghiol. Întrebat cum se simte ca urmaș al părintelui Arsenie Papacioc, părintele Luca ne spune cu emoție: nu pot să vă răspund, pentru că n-am aprofundat lucrul acesta și mi-este frică să-l aprofundez. Este prea mult. E mult prea mult ca să pot să gândesc asta și nu vreau, pentru că cred că m-aș dezechilibra puțin. Și atunci mai bine rămân așa, în momentele în care mă lovesc de o greutate în scaunul spovedaniei, în chilia unde spovedesc, lângă scaunul meu de spovedanie, mai este un scaun pe care stă portretul părintelui. Și atunci când mă lovesc de această greutate, de o neputință, de nu știu ce să mai zic sau să fac pentru omul respectiv, doar mă uit spre părinte și îi spun: părinte, acum ai îngăduit, ocupă-te. Și îi spun omului un cuvânt foarte simplu și omul pleacă liniștit. Și așa văd lucrarea părintelui în continuare, cu mine, în mănăstire și cu fiecare credincios care vine și caută un cuvânt bun. Învierea Domnului, spun părinții bisericii, este poarta prin care oamenii au acces la viața veșnică. Pentru monahi, care au ales să viețuiască la măsura dumnezeirii, este cel mai așteptat moment din an. Ei trăiesc învierea Domnului pentru că o au în suflet. Prin curăția inimii și căutarea sinelui, monahii l-au văzut pe Hristos cel înviat. Ei sunt ca o rouă dumnezeiască pentru cei însetați de adevăr și dragoste. Este un moment deosebit pentru că atunci ni se transmite următorul mesaj. Pentru voi am făcut totul, v-am iertat. Pentru că vă iubesc. Și uit totul. Noi nici nu spunem Doamne și deja Dumnezeu a uitat. Și dacă ne uităm un pic și aprofundăm așa cât se poate evenimentul, o să vedem că prin acest act ni se oferă iertarea. Și iertarea vine dintr-un mormânt care rămâne gol. Și iertarea cu iubirea sunt cele care ne motivează pe noi și să intrăm în mănăstire, sunt cele care ne pătrund și trăiesc într-un mod mai intens în noaptea învierii, ne fac să fim conștienți de momentul respectiv, ne unim cu Hristos prin cânt, prin participarea și păstrarea a fi acolo prezenți permanent în cadrul liturghiei de dimineață care se petrece în toată lumea ortodoxă, e o bucurie. Iar bucuria e cel mai bine să o păstrăm în inimă, ca taină. Și ea se va manifesta pe chip. Și va ieși așa ca niște raze de lumine care nu vor sta pe loc. Vor extrapola, se văd și acolo, și acolo, și acolo, și acolo. Și la un moment dat ne vom trezi că vine cineva și zice: părinte, dar m-ai atins. Dar nu ne-l atingem noi, Domnul atinge. Pentru că este lumina ce ne oferă El prin înviere și care se duce prin noi toți, că suntem chip al Lui. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost ediția specială de Paște a emisiunii Universul Credinței. Vă spun din nou: Hristos a înviat! Lumina cea nepieritoare a învierii Domnului să vă lumineze sufletele și să vă aducă pace și spor duhovnicesc și, după cum ne spun părinții bisericii, nimeni să nu fie trist, nimeni să nu-și piardă credința și nădejdea. Hristos cel înviat este cu noi. Îl purtăm în noi și rămâne în veci cu noi, de vom rămâne în dragostea Lui și vom păzi poruncilor. Să aveți un Paște binecuvântat, cu pace și cu bucurie. Hristos a înviat!